Smaranda Brăescu a fost prima femeie din România și a treia din Europa care a sărit cu parașuta. În data de 2 octombrie 1931, în câmpia Bărăganului, ea sărea de la 6.000 de metri. Scopul ei final a fost pilotajul. Parașutismul a fost drumul pe care l-a parcurs, dar l-a parcurs la parametri maximali. Record mondial feminin pe 2 octombrie 1931, record mondial absolut pe 19 mai 1932. Recordul mondial a fost stabilit în Statele Unite ale Americii, la Sacramento. Smaranda Brăescu a sărit atunci de la 7200 de metri. Este o femeie care spunea într-un interviu că nu este frică de moarte, nu este frică de un handicap, este frică de eșec. A avut curajul să treacă peste foarte multe bariere și a învins foarte multe bariere. Sfârșitul vieții ei este învăluit în mister. În 1946 a fost dată în urmărire generală de securitate. A fost condamnată la 2 ani de închisoare în contumacie. Practic era hăituită de comuniști și s-a refugiat prima dată prin Moldova și a ajuns probabil în a doua parte a anului 1947 la Cluj, la Congregația Surorile Maicii Domnului de la Jucu. Și aici a fost probabil îmbrăcat în straie monahale cu numele Maria Popescu. Sub acest nume se pare că a fost îngropată în cimitirul central din Cluj-Napoca, dar piatra de mormânt nu mai există. Aici aviatorii clujeni doresc să ridice un monument. Expoziția realizată de Asociația Română pentru Istoria și Propaganda Aeronauticii este formată din fotografii care aparțin strănepoților Smarandei Brăescu, Muzeului Național al Aviației Române și Muzeul Militar Național, dar și colecției personale a comandorului de aviație în rezervă, Paul Sandachi. Este deschisă la Casa Radio Cluj până în 20 octombrie.